Iar am ca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. Iar am ca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. Mulțumim mult, Andreea! Aproape 100 de copii din comuna Daia au așteptat astăzi nerăbdători un mic cadou de Paști din partea Asociației Edulie din București. Gazda a fost casa parohială din localitate, preotul Bogdan, pregătind pentru cei mici și o surpriză muzicală. Ramadara chimador de lumina stelelor și mă duc și iar mă duc. Colo la izvor sub nuc și mă fac, și mă fac, și iar mă fac lemn de braț și lemn de fac. Asociația Edulie din București este o asociație non-profit ce are în centrul preocupărilor sale educația, majoritatea acțiunilor sale fiind bazate pe voluntariat. Colaborarea cu oamenii din Daia a început anul trecut în septembrie, când Asociația Edulie a ajutat copiii din comună care nu aveau cele trebuincioase pentru a începe școala. De altfel, specialiștii asociației au observat în comunitatea din Daia un model clepsidră, cu foarte mulți copii și foarte mulți bătrâni, categoria de mijloc fiind plecată din localitate, îndeosebi la muncă. Pentru că noi credem foarte tare în educație, am spus că pe asta trebuie în principal să intervenim. Și am făcut-o și de Crăciun, am făcut-o și de 1 iunie anul trecut. Și anul acesta, de Paște, este prima dată când campania Să dăruim copilăria vine la Daia, pentru că încercăm să-i obișnuim pe copii cu ce înseamnă educația non-formală, educația prin joc și joacă, și încercăm să-i obișnuim cu o valoare în care Asociația Edulier crede, iar eu personal, ca mamă, și mai mult, aceea că toate visele ți se împlinesc prin educație. Că școala este răspunsul tuturor întrebărilor la care uneori nu găsim răspuns. Asociația Edulie intenționează să deschidă la Daia Centrul Sfântul Ioan, un centru de educație non-formală pentru copiii din parohie, în care, mai ales pe perioada verii, să suplinească lipsa de preocupare a celor mici. Avem nevoie de toți prietenii care ne pot ajuta și pentru mine acesta este și un apel, oricine poate să ne ajute, de la materiale didactice, creioane colorate, plastilină, ascuțitori și voluntariat. Timpul este o resursă extraordinară pe care nu o putem cumpăra. Cine poate veni să ajute aici este binevenit și le mulțumim. În primul rând, pentru parohia noastră este o deosebită onoare. De aproape un an avem această colaborare și nădăjduim că în cele ce urmează, această colaborare va dăinui peste vremuri și copiii vor avea de câștigat. Pentru toți copiii și pentru părinții copiilor și pentru bunicii copiilor și pentru toți enoria și parohiei noastre, le urăm sărbători fericite, un Paște fericit, Hristos să învieze tuturor!